Protestele inițiate la nivelul direcțiilor finanțelor publice din țară s-au extins și la Gorj. Angajații au refuzat să mai lucreze și au recurs la un protest spontan, nemulțumiți de faptul că au rămas cu salarii de mizerie după eliminarea stimulentelor. Oamenii se plâng că nu mai au cu ce să-și plătească ratele la bănci și să-și ducă traiul de zi cu zi. Să ne exprimăm solidaritatea față de colegii noștri din București și din țară și să sperăm că va avea și un efect la nivelul întregului Minister de Finanțe și al celorlalți funcționari publici. Și dumneavoastră ați fost afectată de reducerile salariale și tăierile sporurilor? Tocmai am primit un telefon de la bancă, acum 5 minute, în care am fost anunțată că am rămas restantă cu ratele de la luna septembrie. Deci un inspector care este funcționar public și lucrează în Ministerul de Finanțe de ani și ani de zile, care și-a luat drepturile care le are printr-un concurs, printr-un examen, nu pupile și relații. Dumneavoastră sunteți în această situație? Da, lucrez din 90. Și cât aveți salariu acum? 7 milioane și am 2 copii studenți. Un semn de solidaritate cu colegii din Ministerul de Finanțe pentru plata stimulentelor, după cum ați fost informați. Cât ați plătit dumneavoastră la salariu? Păi, în primul rând am luat un credit ipotecar, am 3 bănci de achitat și acum iau în mână 6.250.000. Contribuabilii care au venit să-și achite datoriile la stat au constatat cu stupoare că nu au cui să dea banii, ghișeele fiind închise. Chiar dacă au făcut drumul degeaba până la finanțe, oamenii au declarat că înțeleg nemulțumirile protestatarilor. Veniți să vă achitați taxele? Le-am achitat, din păcate, că pensionarii sunt să înghese mai... Ce aveați de făcut astăzi aici? Vreau să mă interesez de ceva. Îi înțelegeți pe oameni? Pe oameni, da. Protestul spontan se va transforma într-o grevă dacă angajații nu-și vor recupera drepturile salariale. Oamenii sunt decisi să nu înceteze protestul dacă nu vor fi luați în seamă de autorități. Vom protesta atât timp cât vor protesta și colegii noștri, până se va lua o decizie la nivel central, unanimă, pentru toată lumea. Oamenii vin, întreabă dacă pot să-și achite taxe, impozite, dacă pot să plătească ceva. Asta e, revin până când se încheie protestul. Și posibilitatea de a le achita prin bancă. Îmi pare rău pentru oameni, pentru că ne dăm seama că nu este corect, dar... Cât timp veți continua cu acest protest? Păi până la acordarea banilor. Directorul general al finanțelor publice Gorj speră ca această situație să nu dureze mai mult, astfel încât instituția să poată funcționa. Și rog pe colegii din finanțe să se gândească și la ceilalți contribuabili, care sunt mult mai mulți decât noi. Le înțeleg supărările, dar sper că au făcut acțiunea de solidaritate și să lucrăm normal. Protestele au fost declanșate ieri la București, unde angajații din Ministerul Finanțelor au recurs la un protest spontan, pichetând biroul ministrului Finanțelor Gheorghe Ianu Mițeanu, iar fenomenul a luat amploare. Protestatarii sunt nemulțumiți că de 2 luni au primit salariile reduse cu 60-70%.